Când erai mică, te uitai la fotbal? Adică erai un fan așa înrăit? Nu. În schimb, mă uitam la patinaj, pentru că îmi plăceau ținutele. Erau pline de strălucire, sclipici, dantelă, culori destul de țipătoare, de pătrunzătoare. Și atunci mă atrăgeau acele ținute. Evident că erau rochițe scurte, era foarte multă grație. Și îmi plăcea să mă uit la patinaj și mă mai uitam la gimnastică, atunci când se difuza la televiziunea națională. Dar la fotbal, într-adevăr, bunicul se uita la fotbal, tatăl meu nu prea, și acum, bineînțeles, aseară a jucat Real Madrid, n-am respirat, nimeni din casă nu a scos un sunet. Deci acum, prin prisma meseriei, tu ai devenit fan înfocat a acestui sport, adică meseria te-a condus spre acest sport, nu sportul spre meserie. Da, și toate poveștile colegilor, redacția, mediul, da. Te atrage. Am fost la Formula 1, la Silverstone. Când m-am întors, eram pasionată, deși nu pot să spun că aveam toate cunoștințele, nu stăpâneam foarte bine domeniul. Dar m-a atras foarte mult. Contează să mergi pe stadion, contează să mergi pe circuit, contează să te apropii de fenomen și atunci el te atrage. N-ai cum să rămâi indiferent. Nu ai cum. Și o întrebare mai am, zi-mi dacă ai un fotbalist preferat din România și dacă te-ai și întâlnit cu el, pentru că am mai vorbit cu diferiți oameni implicați în sport și mi-au povestit de întâlnirile cu Hagi, de tot felul de lucruri. Domnul Hagi este cumva opus față de ceea ce vedem noi la televizor, este foarte prietenos, foarte calm, foarte cald. E o fire un pic diferită față de antrenorul Hagi, atunci când interacționăm cu el și l-am văzut în redacție. Îl apreciez foarte mult pe Adi Mutu, la fel, este o fire foarte deschisă, sociabilă, nu este evident așa rigid precum și așa drastic precum antrenorul Mutu. Dar prin prisma meseriei cumva interacționez cu foarte mulți fotbaliști și ex-fotbaliști. O admirație deosebită, evident, o am și pentru Ilie Dumitrescu, care îmi este coleg, am onoarea să-mi fie coleg. Și în redacție ei stau la povești de foarte multe ori și cumva ești parte și din această discuție și auzi tot felul de... poate secrete, poate lucruri nespuse, domnul Helmut Ducadam. O fire haioasă de... n-aș fi crezut. Foarte amuzant. Și mereu glumeț pus pe șotii. Ionel Dănciulescu, la fel. Cumva opusul la ceea ce prezintă la televizor. Glumim, mereu... nu știu, stăm la povești. Mai spune și el din vremea în care era fotbalist... E o plăcere, e foarte frumos, e un mediu foarte frumos și te atrage. N-ai cum să, dacă faci parte din această lume, nu ai cum să vii să spui, mă duc la serviciu doar ca să bifez. N-ai cum, devii parte din lumea fotbalului, din lumea sportului în general.